Într-un bloc din cartierul Ferentari, într-o boxă de la subsol, locuiește Floriana Petre împreună cu cei 6 copii ai săi. Stau în condiții greu de descris, fără încălzire și fără lumină. Mă cheamă Bogdan și am 14 ani. Iar eu sunt Radu și am 12 ani. Iar eu sunt Daniela și am 10 ani. Iar ea este Mihaela și are 6 ani, Maria 2 ani jumate. Și Costin 7 ani jumate. Bucătăria și baia sunt improvizate în alte două boxe și mai mici decât cea în care stau. Deoarece Floriana este proprietară, legea nu-i permite să primească o locuință socială. Am cumpărat această locuință în 2007 împreună cu mama mea și am crescut copiii împreună până în 2013, când mama mea a decedat. Iar ulterior, la câteva luni, a decedat și soțul, s-a sinucis și am rămas în continuare singură, cu cei 6 copii. Venitul meu lunar este de 3.600.000 alocațiile copiilor la cei 5, iar indemnizația de handicap a copilului meu Costin e de 7.200.000. Mi s-a întrerupt curentul electric, nu mai am lumină din cauza nevoilor de zi cu zi, crescând copiii singură, trebuie multe la școală, la grădiniță, pentru mâncare, pentru alimente, pentru butelie. Am o datorie la energie electrică de 17.000.000. Am depus o hârtie că am dat la ajutor de urgență, nu să dau, că nu sunt fonduri, și așteptăm o lună, două, trei, nu știm când. Copiii cei mari, Radu, Bogdan, Daniela și Mihaela, cea mică, merg la Asociația Sfântul Stelian. Doamna Petre Floriana a apelat la Asociația Sfântul Stelian în anul 2008 și de atunci copiii dumneai participă zilnic la programul educațional, unde primesc și o masă caldă. Acesta este singurul sprijin pe care poate conta Floriana și familia ei. Această mamă nu are decât o singură avere, copiii pe care îi iubește și pentru care se zbate în fiecare zi să-i crească și să-i țină aproape de ea. Deci orice ajutor e binevenit.